Bun găsit! Vreau să vă spun că eu sunt încă extrem de șocată de ceea ce am văzut în ceea ce o privește pe Miruna, pentru că noi în timpul petrecerii nu am avut acces la aceste imagini și știam doar din ce circula în online. N-am știut că a fost atât de gravă situația și că Miruna a avut așa mare alcoolemie. Deci eu sunt încă în stare de șoc, vă spun sincer. Nu mă așteptam la așa ceva, nu mă așteptam efectiv să fi leșinată în toaletă, deci a fost chiar un noroc că a fost salvată, sincer vă spun. Sunt extrem de șocată, nu pot să-mi imaginez. Iar faptul că ea spune că a băut doar patru șaturi și ceva vin cu cola, vai, cu să ai alcoolemie de 200 și ceva, nu cred așa ceva, sincer vă spun. Nu am nimic cu Miruna, dar nu cred că a băut atât de puțin. Adică nu sunt consumatoare de alcool, să ne înțelegem, dar am mai gustat și eu ocazional la diverse evenimente și vă zic, nu se poate din 4 șaturi să fie ajuns în starea aceasta. E imposibil. Deci e foarte grav ceea ce s-a întâmplat și mă bucur că în sfârșit producția a luat decizia să nu se mai dea alcool concurenților. Probabil ați auzit deja că nu vor mai primi alcool în Casa Mireasa. De acum înainte am înțeles că au anunțat acest lucru și online. În sfârșit o decizie bună.